Prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit astăzi la reședința patriarhală delegațiile Comitetului Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană, Comisiei Conferințelor Episcopale Romano-Catolice din Uniunea Europeană și Conferinței Bisericilor Europene. Delegațiile sunt prezente la București în contextul prelorii președinției Consiliului Uniunii Europene de către România la 1 ianuarie 2019. Patriarhul României a prezentat viziunea președinției române a Consiliului Uniunii Europene și prioritățile acesteia, și anume convergența și siguranța Europei, înțelegerea Europei ca actor global și ca loc al valorilor comune, solidaritatea și coeziunea acesteia. Această președinție reprezintă o ocazie de a evidenția valorile creștine centrate pe demnitatea și unicitatea persoanei umane. Biserica Ortodoxă Română, cea mai mare biserică ortodoxă din Uniunea Europeană, sprijină cooperarea și solidaritatea europeană și participă, în virtutea articolului 17.3 a Tratatului de la Lisabona, la dialogul cu instituțiile europene. Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Atenagoras Pecstad, reprezentantul Comitetului Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană, a mulțumit prefericirii sale pentru primire, subliniind nevoia de a include între priorități și problema schimbării climatice, precum și necesitatea alfabetizării religioase a tineretului european prin predarea religiei în școli. Am dorit în primul rând să mulțumim prefericitului părinte patriarh Daniel pentru că ne-a primit astăzi. Noi suntem aici pentru că reprezentăm bisericile ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană, în așa numitul Comitet al Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană, dar suntem aici și împreună cu reprezentanții Bisericii Romano-Catolice pe lângă Uniunea Europeană de la COMECE și reprezentanți ai Conferinței Bisericii Europene. A devenit o tradiție ca bisericile din Europa să poarte un dialog structurat cu președinția Consiliului Uniunii Europene, bazat pe articolul 17 al Tratatului de la Lisabona. De aceea am și venit aici, pentru a purta acest dialog cu Guvernul României, care are președinția Consiliului Uniunii Europene, pentru a discuta despre prioritățile care sunt propuse de România pentru această președinție, dar și pentru a aduce accentele și specificitatea gândirii creștine în Europa. Europa, după cum știți, este un continent creștin și avem privilegiul de a exprima această conștiință creștină. Pentru că avem aceste întâlniri cu Guvernul României în această după-amiază, am vrut mai întâi să-l informăm pe prefericitul părinte patriarh Daniel despre demersurile noastre, să vedem împreună care sunt accentele pe care ar trebui să le punem în valoare în timpul acestor discuții. Și am avut o discuție fructuoasă. Am simțit că prefericitul a fost foarte mulțumit de munca pregătitoare pe care am depus-o în vederea acestor întâlniri. Prioritățile pe care România le-a propus și le-a propus pentru această președinție a Consiliului Uniunii Europene sunt importante și pot fi apropiate de către biserică. Dintre aceste priorități, de exemplu, prioritatea convergenței, a coeziunii, a valorilor comune sunt foarte importante, dar noi aducem și alte puncte de interes, cum ar fi, de exemplu, salvarea planetei, așa numită temă a ecologiei, sau teme precum educația în general și educația religioasă în școlile publice. Ca ortodoxi suntem foarte bucuroși că acum o țară ortodoxă are președinția Consiliului Uniunii Europene și de aceea dorim și sperăm, suntem încrezători că România va face tot ce e posibil ca să împlinească aceste priorități pe care și le-a propus. Părintele Olivier Pochion, reprezentantul Comisiei Conferințelor Episcopale Romano-Catolice din Uniunea Europeană, a prezentat o reflecție a Bisericii Catolice cu privire la prioritățile președinției României asupra Consiliului Uniunii Europene. Acesta a amintit provocările cauzate de revoluția tehnologiei digitale, problemele demografice generate de fenomenul migrației, atât ca mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii Europene, cât și ca imigrație externă, precum și problema fragilității instituției familiei. Nous avons rencontré sa béatitude dans le Suntem aici pentru că am venit să discutăm, să purtăm un dialog cu guvernul român care are președinția Consiliului Uniunii Europene. Nu trebuie să uităm că bisericile sunt înrădăcinate în fiecare tradiție locală și fiecare țară și de aceea dialogul acesta cu instituțiile Uniunii Europene nu trebuie să aibă loc doar la Bruxelles, ci are loc în fiecare țară care are președinția Consiliului Uniunii Europene și de aceea la fiecare 6 luni a devenit o tradiție să mergem să ne întâlnim cu cei care
prezidează Consiliul Uniunii Europene. Președinția României are loc în momente cheie pentru viitorul Uniunii Europene. Dacă ar fi să menționăm doar 5 dintre ele, care ar fi, de exemplu, alegerea noului Parlament European, o nouă Comisie Europeană, un nou președinte al Consiliului, un nou președinte al Băncii Centrale Europene și, de asemenea, Brexit. E foarte important rolul Bisericii în acest cadru, pentru că Biserica e prezentă aici de 2000 de ani, Uniunea Europeană doar de 60 de ani și, de aceea, Biserica poate să creeze acest cadru și această viziune pentru viitorul Europei. Sfântul Pavel zicea că sunteți în lume, dar nu sunteți din lume. De aceea, chestiunea dacă suntem pentru Europa sau împotriva Europei este o problemă falsă, pentru că Europa este un dar al lui Dumnezeu. Și întrebarea de fapt este ce vrem să facem în această Europa pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Creștinii au drepturi, dar au și obligații de a vota pentru ca să facă să vină împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Părintele Heikki Huttunen a prezentat din partea Conferinței Bisericilor Europene analiza priorităților președinției române a Consiliului Uniunii Europene, subliniind valorile comune creștine, provocările legate de migrație și discriminare, de revoluția digitală, dar și nevoia de securitate regională și mondială. La final, prefericitul părinte patriarh Daniel a mulțumit oaspeților pentru vizită și a binecuvântat activitatea acestora, desfășurată pe lângă instituțiile europene.